schelete. Cum se face un schelet de ușă? Am pus profilele de 7,5 și cu câte un centimetru regipsul vine 10 cm grosime zidului care îl facem și încapă o ușă de asta. Frumos aici. După ce va veni gletuit aici tot frumos, să vină ca peretele ăsta să aibă continuitate și un cor. Asta va face. Peretele e făcut, mai am aici vreo două, vedeți că sunt cu marcarele date aici, două bări de astea. Și cam asta e, avem gol de ușă de 80 cu 207, atâta vor cei de la montaj ușă, golul să-l aibă așa. Și scheletul e făcut, ne apucăm să băgăm vată, după aceea regipsul. Da, și gata, frații mei, am terminat zidul de placat cu vată, practic băgat, ne mănâncă pielea ca dracii. Pățesc eu. Și asta e peretele. Mâine să gletuim. Să-l gletuim frumos tot. Să-l aranjăm, practic. Asta e golul de ușă, am tăiat frumos pe lângă, cum vedeți, și am lăsat la jumate. Acolo e dungă de marker. Lăsa la dungă aici, la jumate. Vine ușa asta, nu mai pun o altă prag de la detergent. Să fie frumos, așa se face. Cam asta e, da, închide geamul ăla de acolo, turcule. Și pe ăla. Și gata, frate. Pe aici, de aici încolo va veni plinta, încolo, pe spate. De plinta de parc. Mâine să gletuim, să vedem cum iese.